Sâmbătă 9 iulie va fi redeschis parcul de joacă din spatele blocului Moldova din municipiul Pașcani. Spațiul a fost reamenajat și dotat cu echipamente noi pentru distracția celor mici, în valoare de circa 130.000 de lei, cumpărate prin achiziție directă. Acum se regăsesc, printre altele, și un complex de joacă cu turnuri, ansamblul de joacă tip căsuță, balansoare, leagăn și cutie cu nisip. Va fi dat drumul de mâine dimineață de la ora 6. Programul la locurile de joacă va fi 6-22. De închiderea și deschiderea acestor parcuri pentru copii, de joacă pentru copii, se va ocupa de azi înainte poliția locală. Ea va închide, ea va deschide parcurile și va și supraveghea. În viitor căutăm să punem la loc vizibil instrucțiunile de utilizare a acestor dispozitive, chiar la intrarea în parc, să punem și programul și să stabilim clar ce copii vor intra, până la ce limită de vârstă. Pentru că, după cum ați observat, multe din parcurile de joacă pentru copii sunt distruse. De ce? Pentru că acolo vin fel de fel de persoane, mai consum alcool, mai distrug, mai... Și atunci o să trebuiască să avem grijă de ele, să le menținem. Viceprimarul Cristian Rățoi susține că nu este mulțumit pe deplin de transformarea parcului și spune că lucrările făcute pe repede înainte nu au permis ca administrația locală să betoneze spațiul respectiv și să schimbe gardul de protecție și împrejmuire a zonei. A fost un termen cam scurt, deci nu a fost un termen realist față de ce s-a găsit aici la fața locului de firma respectivă. Spun asta din ce motiv? Din cauza faptului că sub acest bitum nu era placă de beton în care să fie montate dispozitivele de joacă în așa fel încât să fie în siguranță. Firma pe cheltuiala ei a realizat infrastructura, după care, după ce a turnat betonul respectiv, au pus aceste plăci din cauciuc care să atenueze șocurile la respectivele dispozitive și, terminând, am zis, domnule, hai să dăm drumul. Piesele vechi de mobilier care sunt în stare bună vor fi refolosite pentru înființarea unui parc într-una din suburbiile Blăgești, Sodomeni sau Boșteni, unde nu este niciun loc de joacă pentru copii. Mobilierul vechi este depozitat la gospodărie comunală, dacă doriți puteți merge să vedeți. Noi încercăm, așa cum l-am scos, că mobilierul vechi, deci nu a fost distrus, a fost desfăcut cu grijă, dezafectat cu grijă. Acolo vom vedea, avem pe cineva care îl consultăm și ne spune dacă conform noilor standarde este bun și îl putem folosi și avem în gând să vedem poate ori la un alt loc de joacă pentru copii unde este distrus dispozitivul respectiv să-l înlocuim, ori dacă nu, vedem, poate înființăm în suburbii un loc de joacă pentru copii. Pentru că în Sodomeni nu avem, în Blăgești nu avem, în Boșteni nu avem. În suburbiile Gâștești și Lunca, singurele spații de joacă sunt la școli sau grădinițe.